Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la A Patra Putere. Sunt Călin Bostan și sunt alături de dumneavoastră în fiecare zi de luni până vineri la TV Buzău. Așa cum v-am spus și în zilele trecute, pe 5 iunie, reprezentanții partidelor politice, dar și candidați independenți, vă vor cere votul pentru a-i trimite în fruntea primăriei sau în consiliile locale, ori în Consiliul Județean, în cadrul alegerilor locale. TV Buzău și-a făcut o datorie de onoare pentru a aduce în fața dumneavoastră reprezentanții celor care, pe care îi veți găsi pe listele electorale în data de 5 iunie. Astăzi a venit rândul domnului Ovidiu Anghel, reprezentantul Partidului Național Liberal în cursa pentru primăria Buzău, deci candidatul acestei formațiuni politice la cel mai înalt fotoliu din Palatul Comunal. Bună seara, domnule Anghel! Bună seara, bună seara tuturor buzăienilor! Pe domnul Anghel îl cunoașteți dumneavoastră buzoienii din postura de subprefect al județului, dar și din posturile de director al Poștei Române, aici de la Buzău, și în prezent funcționează ca și director al societății electrice, Arenelul, așa cum îl cunoaștem cu toții. În această seară, domnul Anghel vine în fața dumneavoastră nu doar din postura de candidat al Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului, ci și din postura de nou lider unic al Organizației Județene a Partidului Național Liberal, demnități pe care le-a obținut practic în același timp, deodată. Cu alte cuvinte, domnule Anghel, din acest moment, mai precis acum vreo 10 zile, v-ați asumat o dublă responsabilitate. Aceea de a câștiga Palatul Comunal, așa cum ați afirmat dumneavoastră în mai multe rânduri, dar și reprezentantul centrului care se ocupă de organizația județeană Buzău, și v-ați asumat o reconstrucție, o preașezare a partidului, dar cu același deadline, un scor foarte bun la alegerile locale din 5 iunie. Haideți să detaliem puțin. De la bun început trebuie să vă spun că mi-am asumat de fapt nu neapărat scorul, procentele, ci mi-am asumat proiectele pe care vrem să le promovăm și să le prezentăm buzoienilor, strategia de dezvoltare a județului Buzău și a municipiului Buzău implicit și echipa de specialiști cu care noi venim să scoatem PSD-ul din administrație și să lucrăm pentru buzoieni cu echipele noastre de specialiști. Încă de la prima apariție a dumneavoastră din postura de candidat al Partidului Național Liberal, dar și de lider al acestei formațiuni politice la nivelul județului Buzău, ați afirmat cu tărie că scopul dumneavoastră, ca și om politic, ca și candidat, este acela, cum ați spus mai devreme, de a scoate PSD-ul din administrație. Dar înainte de a scoate PSD-ul din administrație, ați avut și încă mai aveți o misiune, aceea de a așeza apele într-o organizație județeană care a fost în ultima lună traversată de mai multe cutremure, de mai multe ape tulburi. Ați reușit în această misiune? Apele s-au limpezit, toată lumea, vechi liberali, prezenți liberali, noi liberali s-au așezat cu toții la masă, deci apele s-au limpezit, toată lumea a realizat că, de fapt, scopul luptei politice este acela de a promova proiecte și oameni pentru bunăstarea județului Buzău. A fost votat un comitet executiv județean format din 39 de persoane, în rândul cărora se regăsesc, și n-aș vrea să neglijez pe nimeni, și vechi liberali, și tineri liberali, din
trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al Partidului Național Liberal. Este vorba de domnul Romanescu, de domnul Bădulescu, de domnul Sălcuțan, de domnul Mateișescu. Toată lumea s-a așezat la masă și toată lumea a realizat că, de fapt, scopul nu este neapărat cel de a scoate PSD-ul din administrație, ci cu ajutorul buzoienilor, prin votul buzoienilor, apreciativ la adresa proiectului nostru și ca partid și ca entități administrative, să reușim să scoatem PSD-ul de la guvernare. Și putem să prezentăm și motivul pentru care facem lucrul ăsta. Județul Buzău, municipiul Buzău, este captiv de 26 de ani unui grup infracțional, și mă refer aici la conducerea Partidului Social Democrat, care de 26 de ani face un singur lucru. Extrage banii din municipiu și din județ pentru propriile buzunare. Din această cauză am ajuns să fim penultimul oraș în ceea ce privește dezvoltarea. Din această cauză n-am reușit și suntem penultimul oraș, municipiu, reședință de județ, din țară, care nu a reușit să atragă fonduri europene pentru că acelea nu se pot fura, da? Sau mai greu. Sau se fură foarte greu. Acestea sunt motivele ce ne fac, în primul rând, să venim și să propunem buzoienilor un nou proiect. Un nou proiect serios, formulat de specialiști, pus în practică de specialiști și îl vom prezenta în următoarele două luni, fără drept de apel. Bun. V-aș mai propune pentru foarte scurtă perioadă de timp să mai rămânem în acea zonă politică, în acea zonă a partidului. Ieri ați avut o conferință de presă, alături de dumneavoastră a participat și a luat cuvântul candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean. Iată, aici este o mică confuzie, o mică împăunare a celor care de fapt sunt deschizătorii de listă. Nu mai avem alegeri uninominale la funcția de președinte al Consiliului Județean. Domnul Mateișescu a precizat ieri că Partidul Național Liberal va obține un scor onorabil la alegerile din 5 iunie. Dumneavoastră spuneați că veți câștiga primăria. Cu siguranță. Vă bateți să câștigați primăria. Absolut. Nu cumva se... Nu sunt compatibile sau 100% compatibile cele două declarații? Sunt perfect compatibile. Dânsul este un om rezonabil, este un om extraordinar de bine pregătit în ceea ce privește administrația publică locală. Acesta a fost și motivul ce ne-a determinat să-l propunem pentru principala demnitate în cadrul Consiliului Județean. Declarat este scopul nostru, acela de a câștiga primăria municipiului Buzău, cât mai multe primării în județ și implicit, urmare rezultatelor, demnitatea de președinte al Consiliului Județean. O majoritate în Consiliul Local? Absolut. În Consiliul Județean care să vă permită acest lucru. Bun. Dacă până în perioada tulbure prin care a trecut organizația, domnul Mateișescu apărea în acel sondaj și părea preferatul buzoienilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. La primărie apărea altcineva. Altcineva care s-a supărat pe partid, s-a supărat pe conducerea centrală, a plecat și și-a anunțat o candidatură independentă. Susținând că demersul său va fi, este apreciat de un număr consistent de liberali din organizația municipală a PNL și care îl vor urma în acest demers de a câștiga primăria ca și independent. Aici eu țin să vă precizez de la bun început. Nu am încredere că există vreun sondaj în ceea ce privește candidaturile despre care vorbiți dumneavoastră. Nu ați văzut sondajul acela care îi dădea pe Mateișescu și Mateișescu? Nu am văzut acel sondaj. Încrederea ce a fost acordată domnului Mateișescu, repet, rezultă efectiv din experiența domniei sale. Este un om foarte bine pregătit, un om care a mai făcut parte din conducerea Consiliului Județean și un om care, după părerea mea clară,
va câștiga președinția și merită să câștige președinția Consiliului Județean. În ceea ce îl privește pe fostul nostru coleg, a fost o opțiune personală, luată probabil fără a folosi rațiunea, ci numai sentimentul respectiv. Noi am vrut să rămână alături de noi, Bebiță. El a preferat un drum al independenței, drum impropriu zis al independenței, deoarece el este, de fapt, candidatul companiei de apă și candidatul personal, bănuiesc, al domnului Tescaru. Cel a determinat în jocurile pe care domniile lor îl fac la momentul ăsta pe scena politică să urmeze acest drum. În urmă cu 4 ani, un independent făcea o figură frumoasă în cursa pentru Palatul Comunal. Ce șanse acordați unui independent? Mai ales în condițiile în care s-a tot vehiculat dorința înnoirii clasei politice. Iată, avem un guvern de tehnocrați, de oameni independenți. Cum credeți? Un candidat independent va putea pune, face probleme unui candidat susținut de un partid? Și eu am fost la începuturile demersului meu un adept al unei candidaturi independente, însă gândind logic și analizând rațional și practic situația politică, mi-am dat seama foarte clar că un independent nu are nicio șansă în condițiile date ale legii să câștige alegerile în municipiul Buzău și nici în altă parte. Și vă voi spune de ce. În primul rând, scopul PSD-ului la acest moment este să, prin anumiți candidați tip iepuraș, să monopolizeze un anumit segment de vot. Este foarte clar acest scop. Chiar dacă ar avea un proiect, să spunem, realizabil, candidatul respectiv independent nu va avea susținere în Consiliul Local Municipal, for care, de fapt, stabilește, hotărăște, prin proiectele de hotărâre respective, ce are de făcut primarul. Corect, este... Deci, vorbim de lege acum. Foarte mulți înțeleg greșit rolul primarului. Deci, primarul duce la îndeplinire, conform legii, ceea ce consilierii locali hotărăsc. Deci, nicio șansă pentru așa zisii independenți. Eu am făcut, în schimb, un apel foarte clar și îl fac și pe această cale. Tuturor forțelor de opoziție să vină alături de proiectul nostru, pentru că numai așa vom putea, după 26 de ani, să schimbăm acest grup infracțional organizat care, de 26 de ani, a pus mâna pe acest municipiu și pe acest județ. Este singura șansă. Credeți că acest apel, acest demers al dumneavoastră de a solicita unirea opoziției ar putea avea un succes în condițiile alegerii primarului într-un singur tur? Da, eu cred că da. Și chiar dacă partidele nu acceptă acest lucru, votanții lor sigur vor fi raționali și vor vota pe cale de consecință. Da, foarte interesantă teoria noastră. Cred că a venit momentul să vă întreb, domnule Anghel, totuși de ce candidați la primăria municipiului Buzău? Păi, după ultimele evenimente, pornind de la marele fenomen colectiv, care într-adevăr a fost un fenomen extraordinar social. Și care nu poate fi negat și care nu poate fi negat niciodată. Minimalizat. După ce tinerii frumoși și liberi au ieșit în stradă și au protestat împotriva clasei politice, am realizat că nu trebuie să stau deoparte. Și toți buzoienii și toți liderii trebuie să se implice foarte clar să schimbăm această clasă politică. Noi, de fapt, am și început la partid. Am constatat cu mare plăcere că organizația de tineret a Partidului Național Liberal are tineri extraordinar de bine pregătiți și de serioși. Asta a fost o surpriză extraordinară. Cu ce să schimbăm clasa politică actuală? Cu oameni care provin din fostul FSN? Oameni care au anulat o revoluție acum 26 de ani? Asta înseamnă pentru actualul PSD să schimbe clasa politică? Nu, noi venim cu proiecte, noi venim cu tineri cu care vrem să înlocuim pe cei mai în vârstă din administrație. Să-și pună în valoare experiența, atât cât este ea, valoarea lor, și să nu mai plece din Buzău. Ăsta este mesajul nostru. Tinerii care sunt foarte bine pregătiți în Buzău, să nu mai plece în București, în alte centre, pentru a lucra acolo. Da, după primii ani
de după Revoluție, când ni se spunea, atunci eram și noi mult mai tineri, domnule Angel, absolut, când ni se spunea că n-a venit încă rândul nostru, că sunt cei care știu a face și ce au făcut, am văzut cu toții, a venit un moment în care toate partidele, fără să lipsească vreunul din acest cor, clamau promovarea tinerilor. Tinerii, știm cu toții, au fost atât de bine promovați, mai ales în posturile eligibile, în așa fel încât ajungeau pe liste, pe la rezerve, pe la ultimele locuri, unde doar ineligibil, într-o conjunctură favorabilă, după un timp, puteau ajunge în aceste organe de decizie, cum ar fi consiliile locale, Consiliul Județean. V-am auzit și pe dumneavoastră spunând despre tineri. Cu siguranță. Unde, ce locuri pe liste vor avea acești tineri pe care îi lăudați? Vor avea acele locuri pe care le merită, adică primele locuri pe liste, cu siguranță. Pentru că numai așa pot veni cu experiența lor, cu idei inovatoare, cu idei pentru orașul lor, cu idei pentru județul lor. Cei mai în vârstă, cum îi văd pe candidații PSD, și-au demonstrat valoarea lor în timp, de 26 de ani. PSD-ul este la guvernare în acest județ de 26 de ani. Urmările le vedem cu toții, nu mai pot fi contestate. Ele nu pot fi anulate cu elemente de propagandă neocomunistă, gen fluturaș, cu prezentarea tuturor realizărilor într-un mandat de președinte de Consiliul Județean. Oamenii văd realitatea, oamenii coboară în stradă, văd că străzile sunt pline de gropi, mai ales taximetriști, am observat că chiar văd că sunt pline de gropi, trotuarele sunt necirculabile, apa este murdară și scumpă, toate realitățile astea obiective nu pot fi negate. Cât ar încerca? Prin toate metodele pe care încearcă să zăpăcească, să-i zăpăcească pe Buzoieni, nu vor reuși. Oamenii s-au săturat. S-au săturat efectiv de realitățile ce înconjoară datorate în exclusivitate acestui grup infracțional organizat și revenim la conducerea Partidului Social Democrat. Da, ce să vă spun, pe mine, de exemplu, m-a uimit enorm într-una dintre ultimele intervenții publice în calitate de ocupant al celui mai înalt fotoliu din Palatul Comunal, fostul primar care și-a terminat ceva mai devreme mandatul, din motivele pe care le cunoaștem cu toții, afirma cu mândrie că sub cele aproape 5 mandate ale domniei sale s-a reușit performanța ca buzoienii să aibă apă 24 de ore din 24, iar copiii să nu înghețe în școli. Acestea sunt performanțe, domnul Angel? Evident că nu. Dar noi nu trebuie să uităm un fapt foarte simplu pe care buzoienii l-au și observat. Cei din conducerea PSD încearcă să arunce în spatele primarului Boșcodală absolut toate cele întâmplate în cei 20 de ani. Să nu uităm că el a fost doar unul dintre reprezentanții care au făptuit cele ce se văd. Să nu uităm că domnul Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a deținut demnitatea de viceprimar. Toate cele întâmplate în Buzău, negative, evident, i se datorează, fără drept de apel, a fost și director la Urbis. Deci răspunde în mod direct de trotoare, de străzi, de tot ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani aici, în municipiul Buzău. Deci acolo este o grupare care s-a ocupat de aceste lucruri, de așa zisa bunăstare a buzoianului. Bunăstare care, eu, sincer, n-am citit-o pe fața buzoienilor. Da. Și merg pe stradă zilnic și mă întâlnesc cu toți buzoienii, cu majoritatea dintre ei. Nu l-am văzut pe vreunul să fie foarte fericit și să zâmbească cât de bine se simte el în orașul lui. În schimb, am mers în Brașov, am mers în Cluj, am mers în Sibiu și am observat acolo oameni mulțumiți de administrațiile lor locale. Bun, sunt foarte, foarte multe de făcut. Asta o știm cu toții. Nimeni nu poate nega. Nici chiar candidatul Partidului Social Democrat nu poate nega că în condițiile în care va ajunge
în Palatul Comunal, va avea multe, multe de făcut și mai ales multe, multe de reparat din stricăciunile care s-au produs în acești 26 de ani. V-aș întreba pe dumneavoastră care ar fi primul lucru pe care veți face ca primar al municipiului Buzău? Primul lucru ce trebuie făcut ca și primar al municipiului Buzău este să oprim furtul din banul public. Este foarte important să închidem robinetele astea ce sunt conectate la firmele căpușă a celor din conducerea PSD. Este cel mai important lucru. Odată ce putem gestiona bugetul nostru local, vom putea să ne ocupăm și de educație, vom putea să ne ocupăm și de cultură și mai ales vom putea să ne ocupăm de sănătate. Pentru că acest buget, care este un buget rezonabil al municipiului Buzău, eu l-aș îndrepta către aceste trei priorități. Educație, cultură și sănătate. Mai mult decât atât, ceea ce trebuie făcut este să atragem fondurile europene. De 20 de ani în municipiul Buzău nu s-a făcut lucrul ăsta și nu s-a făcut acest lucru dintr-un singur motiv, pentru că acei bani n-au putut fi sifonați. Acei bani n-au putut fi furați. Proiectele mari de anvergure, de infrastructură, presupun costuri foarte mari. Presupunând costuri foarte mari, evident că sursa de finanțare trebuie să o reprezinte fondurile europene. Acest lucru îl vom face noi. Vom accesa fonduri europene pentru proiectele clar de infrastructură. Vom continua, stimați telespectatori, cu detalierea planului pe care domnul Ovidiu Anghel îl propune buzoienilor pentru alegerile din 5 iunie, când vă va cere votul pentru a-l trimite pe cel mai înalt foteliu al Palatului Comunal, după o scurtă pauză publicitară. Revenim, stimați telespectatori, la A Patra Putere. În această seară, alături de domnul Ovidiu Anghel, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Buzău, vorbeam înainte de pauză despre atragerea de fonduri europene, despre folosirea acestor fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii. Dar, domnule Anghel, bineînțeles că pe lângă fondurile europene sunt necesari bani pentru acea componentă locală a proiectului respectiv, contribuția comunității. Acești bani vor trebui găsiți cu niște riscuri, cu riscul de a supăra o anumită categorie socială. Pentru că vreau să vă pun această întrebare, dat fiind că fostul primar, în cei aproape 20 de ani pe care i-a avut în fruntea primăriei Buzău, și-a făcut un motiv de glorie, un motiv de laudă, faptul că principala componentă a bugetului municipiului Buzău a fost componenta socială. Ce vom face aici? Ce va face Partidul Național Liberal în acest punct de vedere? Cum va împăca această componentă socială care, bineînțeles, este necesară pentru persoanele care, într-adevăr, nu pot, nu au posibilitatea să muncească? Cu siguranță, asistența socială este foarte importantă. Dar cel mai important lucru pentru economia locală este, la momentul ăsta, atragerea investitorilor. Pentru că dacă investitorii vor veni în municipiul Buzău, aceștia vor plăti impozite, vor plăti taxe, vor crea locuri de muncă, deci iarăși vor plăti impozite și taxe, da? Și vom avea bani în bugetul local. Asta este o prioritate. Prioritatea numărul 2 este, repet, să stopăm jaful din banul public. În momentul în care vom avea un buget sănătos, ce nu va mai putea fi furat de către conducerea PSD, în acel moment vom avea bani și pentru protecția socială și pentru dezvoltarea infrastructurii în municipiul Buzău. Deci rezolvăm și o problemă și pe cealaltă socială. Dar, repet, cea mai importantă situație ce trebuie rezolvată este atragerea investitorilor în municipiul Buzău.
În acest moment nu mă pot opri din a remarca faptul că, cel puțin în cele două aspecte pe care le-ați prezentat până acum, programul dumneavoastră politic, discursul dumneavoastră politic, seamănă foarte mult cu cel al contracandidatului PSD la funcția de primar. Și domnia sa susține că va face tot posibilul să atragă investitori, da? Și domnia sa susține că va face, că este necesar un audit în primăria Buzău, care practic audit, vrând nevrând, ne va conduce către aflarea găurilor negre. Către președintele domniei sale. Și revenind la audit, noi am fost primii care am spus că trebuie să facem un audit extern și la primăria municipiului Buzău și la societățile subordonate primăriei. Și aici a fost o discuție. Este vorba de compania de apă, de RAM, de Transbus, de Urbis, de toate societățile subordonate primăriei. Eu vreau să se înțeleagă de la bun început un lucru. Auditul se referă strict la managementul acestor societăți, deci la directorii ce conduc defectuos la acest moment aceste societăți, nu la sărmanul personal care muncește zi de zi și se duce la locul de muncă. Nimeni nu are nimic cu acești oameni, dimpotrivă, îi încurajăm să-și facă treaba în continuare. Însă auditul clar se referă la managementul defectuos al celor ce patronează scurgerea banului, sifonarea banului public, a banilor buzoienilor, da? Să se înțeleagă mai bine, către buzunarele și către firmele căpușă ale acestui partid societate comercială. Că de fapt PSD-ul este un partid societate comercială. El încasează de peste tot. În detrimentul buzoienilor, bineînțeles, pentru că este banul buzoienilor. În momentul în care a apărut pe piață această idee cu auditul extern, au existat voci care au spus că legislația actuală nu permite realizarea unui audit extern. Cum este? Permite fără drept de apel, dincolo de la poartele curții de conturi, vom audita extern toate, și primăria și societățile respective. Eu mă bucur că domnul Toma este de acord cu acest aspect, dar stau și mă întreb așa, în fața buzeienilor, sincer, cum îl va audita domnul Toma pe șeful dumnealui de partid, pe domnul Ciolacu, pentru că domnul Ciolacu a fost și viceprimar al municipiului Buzău o lungă perioadă și director Urbis va audita și perioadele în care dânsul, adică în speță domnul Ciolacu, a ocupat aceste demnități. Adică își va cerceta toți colegii de partid, pentru că în funcții la momentul ăsta ca și director ai acestor societăți comerciale, se află membrii de seamă ai Partidului Social Democrat. Cum va face dânsul acest lucru? Se va certa cu toată lumea din partid? Mă îndoiesc. Bun. Din toate punctele de vedere. Vom vedea cum va evolua viața din acest punct de vedere, viața în primărie și... În schimb, mi se pare foarte importantă precizarea dumneavoastră, aceea a auditului, care practic înseamnă cântărirea faptelor și managementul acelor societăți. Pentru că angajații primăriei, angajații societăților comerciale cu capital al Consiliului Local s-au speriat și de afirmația domnului Toma cu auditul, s-au speriat și de afirmația dumneavoastră. De afirmația mea nu trebuie să se sperie, pentru că și în primărie, și în aceste societăți, majoritatea oamenilor sunt cinstiți, sunt oameni serioși, oameni care câștigă o pâine acolo. Nu este vina lor că din instituție, sub semnătura directorului, se sifonează banii respectivi. Nu poartă ei răspunderea, ei își fac datoria cu succes. Marea lor majoritate. Deci nu ne referim la angajații acestor companii, nu ne referim la angajații primăriei, ci la managementul ce patronează aceste instituții. Da, spuneți-mi, una dintre problemele ridicate de buzoieni este cea a apei. Costul versus calitate. Ce veți face din acest Cu siguranță că vom încerca foarte clar să reducem costurile. Prețul.
Conducerea companiei de apă spune că aceste prețuri sunt bătute în cuie, sunt aprobate de comitete și comisii. De autoritatea de reglementare în domeniu. Se pot face eforturi să scădem prețul. Însă ce nu spune compania de apă și ce nu spune domnul Tescaru este că banii acestei companii sunt folosiți într-un mod defectuos. Banii acestei companii au fost folosiți pentru achiziționarea unui sediu la prețul de 1.700.000 de euro. Deci compania de apă, poate buzoienii nu știu și trebuie să știe că este vorba despre bani public, este vorba despre banii buzoienilor. Și-au permis să cumpere un sediu ce valorează 1.700.000 de euro. Deși acel sediu era scos la vânzare cu un an înainte doar la prețul de 700.000 de euro. Eu întreb public, unde este milionul? În buzunarele cui a ajuns acel milion? Din bani publici, repet. Și aștept și răspunsul dumnealor și aștept și răspunsul din partea organelor abilitate, ce trebuie să cerceteze acest caz pentru că este vorba de bani public, da? Așteptăm răspunsuri clare pentru buzoieni. Să arătăm clar buzoienilor unde sunt banii lor și în ce buzunare au intrat. Bun, dacă veți fi ales primar, vă veți trezi cu acel sediu. Ce veți face cu el? Bineînțeles că vom încerca să reducem cheltuielile cât se poate de mult. Vom încerca să recuperăm banii urmare a anchetelor organelor abilitate, fără drept de apel, ca banii aceia să revină la buzoieni. O a doua problemă mare pe care o simțim cu toții și ați și pomenit-o în prima parte a emisiunii, este cea a asfaltului. Fie că este vorba despre stradă, despre carosabil, fie că este vorba de trotuar. La modul cum a fost îngrijit cu ghilimele de rigoare asfaltul din municipiul Buzău, personal nu cred că există o soluție ieftină de remediere a situației. Aici, eu personal cred că trebuie ras și pus din nou totul. Care este punctul nostru de vedere și de unde vor fi acești vor proveni acești bani și mai mult, ce se va întâmpla dacă totuși marea asfaltare promisă și clamată de atâta timp va veni în vremea mandatului dumneavoastră? Ce se va întâmpla cu orașul? Deci este bine să se știe de la bun început că soluția o reprezintă tot banii europeni. Dar soluția complementare provine tocmai din protejarea banilor investiți în asfalt. În sensul stopării sifonării. Acolo se fură peste 50% din sumele aferente, din cheltuielile respective. Deci, repet, principala condiție ce opunem este să nu se mai fure din banii respectivi. De acolo pornește totul. Ulterior din modalitatea de finanțare. Că poți să ai cât se poate de mult. Dacă ei fură 50% din valoarea lucrării respective, este normal că va trebui să intervii și al doilea an cu plombe, și al treilea an cu plombe, pentru că numărul plombelor nu-l știe nimeni. Doar bunul Dumnezeu să-l știe, că în documente nu prea apare. Deci este foarte clar că trebuie lucrat cu firme foarte serioase, da? Cu respectate toate reglementările vis-a-vis de rețetă, vis-a-vis de compoziție, vis-a-vis de tot ce ține de manualul respectiv, vis-a-vis de proceduri de achiziție, vis-a-vis de licitațiile respective, da? Vis-a-vis de tot ce se întâmplă în jurul acestor mari afaceri. Mari afaceri. Pe departe. O altă problemă pe care o tot auzim și în discuțiile de pe stradă și la nivel instituțional, este cea a câinilor vagabonzi. Ce soluții ați propune aici? Bineînțeles, este o problemă mult prea mică în comparație cu problemele mari ale municipiului, dar este o problemă care are impact asupra cetățeanului, asupra celui care merge pe stradă și, iată, uneori ne aduce în prim planul televiziunilor centrale cu întâmplări nefericite datorate acestei probleme a câinilor vagabonzi. Aici este o problemă extrem de complexă. Statul a intervenit
într-o lege și înțeleg că normele de aplicare ale acelei legi au fost blocate în acest moment. N-au. Deci avem parte și de un vid legislativ. Dar noi am avut soluții practice și a existat un medic veterinar aici în municipiul Buzău care chiar le-a concretizat, le-a pus în valoare, a construit padocurile respective și care ulterior a fost îndepărtat din acea problemă. Aici trebuie să ținem cont de un singur lucru, că dacă trebuie să luăm niște măsuri urgente, trebuie să le luăm vis-a-vis de cauze și ulterior față de efect. E ca la inundație. Degeaba scoți apa din casă dacă lași robinetele deschise. Deci sunt soluții pentru această problemă. Câinii, este foarte clar, trebuie strânși de pe străzi, trebuie construite locuri special amenajate pentru, pentru cazarea lor, să spun așa. Și mai mult decât atât, aici trebuie să existe un parteneriat public-privat. Aici trebuie să existe un parteneriat între primărie și ONG-urile respective, deci organizațiile neguvernamentale care se ocupă de acest domeniu. Mai mult decât atât, medicii veterinari din zonă au o evidență a câinilor cu stăpân. Noi trebuie să facem o evidență a câinilor fără stăpân, pentru că aceia sunt periculoși. Deci de câinii cu stăpân se ocupă medicii veterinari de pe raza municipiului Buzău. Mai mult decât atât, trebuie făcut un plan integrat aici, pentru că degeaba strângem noi câinii din municipiul Buzău, când din toate localitățile apropiate vin și îi varsă la capătul Buzăului. Lucru care se întâmplă frecvent. Aici poliția comunitară are un rol foarte important și pe care, din câte observ eu, nu și-l asum. Deci există soluții punctuale pentru această problemă. Și eu cred că o vom rezolva. În foarte scurt timp o vom rezolva, din momentul în care buzoienii vor hotărâ că merităm să venim să coordonăm activitățile respective. Dumneavoastră spuneți sintagma poliție comunitară, așa că vreau să vă întreb dacă în acest moment poliția locală a municipiului Buzău își îndeplinește rolul. După părerea mea, este tot o problemă de management. Din nou revin la managementul acestor instituții subordonate primăriei, pentru că dacă tu nu ești un bun exemplu pentru subordonați, niciodată rezultatele subordonaților nu vor fi pozitive. Este evident. Și aici avem o mare problemă cu managementul. Nu neapărat cu personalul. Personalul vine și își face treaba, dar atâta timp cât îi se dau sarcini concrete, clare, la obiect, cu ceea ce au de făcut. Adică susțineți că în momentul de față polițiștii comuni locali sunt în letargia în care se află pentru că nu în care se află conducerea lor, evident. Să înțeleg că în cazul în care veți ajunge primar, scăpăm de expozițiile de mașini, de showroom-urile. Cu siguranță, da. Pentru că noi, complementar acestei idei, avem trei proiecte foarte importante de infrastructură pe care le propunem buzoienilor. Probabil că... Și ce privesc efectiv circulația în centrul orașului. Probabil că mă îndreptați către punctul forte al discuției. Absolut, absolut. Să vă auzim. Primul este să construim o parcare subterană, sub platoul Dacia. Acesta este primul refugiu al tuturor mașinilor ce traversează centrul orașului. Ulterior vom construi, repet, pe bani europeni, ca să fim înțeleși de la bun început. Proiectele de infrastructură, toate le vom promova, iar ca și cale de finanțare, calea de finanțare o va reprezenta banul european, fondurile europene. O a doua parcare ce ne va ajuta să descongestionăm întreg centrul va fi situată vis-a-vis de BRD și Direcția Generală a Finanțelor Publice. Acolo ne-am gândit la o parcare supraterană pe 5 etaje, 4-5 etaje, cât ne permite studiul respectiv. Parcare ce va rezolva problema parcării a întregului centru. Și nu în ultimul rând, un al treilea proiect de infrastructură, un proiect de anvergură, modernizarea pieții centrale de legume și fructe Stan Săraru. Aici ne-am gândit să închidem efectiv această construcție în sensul de a construi pe verticală două etaje, un etaj pentru a-i ajuta pe
negustorii noștri din piață să nu mai înghețe iarna, să înghețe și ei, să înghețe și produsele. Vă sunt piața centrală, să vedeți ce se întâmplă acolo. Este inadmisibil ce se întâmplă acolo. Deci un etaj pentru a le permite să-și păstreze mărfurile conform tuturor normelor de igienă și în condiții optime pentru buzoian, și un al doilea etaj pe care îl vom folosi tot pentru parcare. Cu ocazia asta decongestionăm și traficul de la liceul Eminescu până la parcul Sfinții Îngeri, da? Și rezolvăm și problema parcărilor. Și ideea cea mai importantă ce provine din aceste trei proiecte de infrastructură este faptul că tot centrul Buzăului va fi pietonal, așa cum este la Brașov, așa cum este la Sibiu, așa cum este la Cluj, pentru că vom mobila urban piața Daciei. Acolo vor fi fântâni arteziene, va fi verdeață de colo până colo. Mai mult decât atât, vom învelopa blocurile din centrul orașului, pentru că ele sunt din 1976. Acolo trebuie refăcută și structura de rezistență și cu ocazia învelopării rezolvăm și problema de imagine și rezolvăm problema cărții de vizită a orașului, pentru că și Palatul Comunal, și Piața Dacei, și centrul orașului reprezintă cartea noastră de vizită. Bănuiesc că ați fost pe Cuza Vodă și în ciuda investițiilor făcute, toată lumea s-a exprimat că arată foarte clar ca un cimitir. Și nu mă sfie să spun lucrul ăsta. În ciuda fondurilor investite acolo. Și fonduri europene. Și sunt fonduri europene. Da, foarte interesantă viziunea noastră pe care ne-o prezentați. Ați precizat sursele de finanțare. Acum rămâne de văzut în ce măsură aceste proiecte vor fi eligibile, vor fi aprobate, dacă veți avea girul Consiliului Local. Evident, dacă... eu nu văd cum să voteze împotriva interesului buzoienilor. Și dacă tot vorbim despre această dezvoltare urbană, de descongestionarea centrului spațiului orașului central și redarea circulației pietonale, ce ne facem cu spațiile verzi din restul orașului? Cele mai multe spații verzi au devenit chioșcuri, au devenit extensii de balcoane, de spații comerciale. Pe cele mai mari au răsărit tot felul de minuni fără respectarea unei norme, fără respectarea necesității de autorizare. Mai are vreodată vreo șansă Buzăul să capete un aspect de oraș verde, de oraș cu... Cu siguranță da, cu siguranță da. Ce vom putea recupera, vom recupera pe cale legală. Dar noi vom extinde suprafața acestor spații, pentru că este o prioritate pentru noi. Mai mult decât atât, avem și un proiect foarte serios vis-a-vis de Parcul Crâng. După cum prea bine știți, sunt amenajate la momentul ăsta doar 9 hectare din cele 180 cât are Parcul Crâng. Și aici, pentru o colaborare cu Direcția Silvică, vrem să dublăm suprafața amenajată a Parcului Crâng. Inclusiv suprafața Eleșteului din Parcul Crâng. Avem un proiect integrat aici, un proiect foarte serios, ce va cuprinde și locuri de joacă, va cuprinde și alei, piste pentru biciclete și locuri de relaxare pentru buzoieni, pentru că acesta este plămânul orașului, iar el trebuie folosit așa cum trebuie. Foarte interesante, stimați respectatorii, propunerile domnului Ovidiu Anghel, până să... Deocamdată ele par un vis frumos, până să le vedem, măcar parțial puse în practică, va trebui să trecem de momentul 5 iunie, va trebui să dăm votul candidatului pe care îl considerăm cel mai bun, să dăm votul candidatului al cărui program politic se pliază cel mai bine pe așteptările fiecăruia. Până atunci, cu siguranță, ne vom mai întâlni cu domnul Ovidiu Anghel, ne vom întâlni în fiecare seară din următoarea săptămână și mâine cu alți aspiranți la funcția de primar al municipiului Buzău. Până atunci, stimați telespectatori, eu vă doresc o seară bună în continuare și vă aștept mâine la aceeași oră la A Patra Putere.